chestiune pe care nici măcar nu o știam. Ți-o poți asuma? Ai spus vreodată așa ceva? Niciodată n-am spus așa ceva. N-am cum să spun așa ceva, pentru că... Uite-te în ochii mei când... Da, sigur. Uite-te în ochii mei când... M-a întrebat doamna... Ok, dar răspunsul îl dai uitându-te la mine. Așa. Marcel, nu poți să continui să porcăiești această femeie. Tu ai făcut, ai format o familie, indiferent de circumstanțele, cum voi v-ați întâlnit, cum v-ați luat și ce ați făcut pe parcurs. Păi de ce eu nu știi lucrurile astea? Pentru că tu văd că știi lucruri. De ce nu știi cum am pornit noi? Eu vin și am, eu am venit și am spus lucruri care le cunosc noastră... direct. Eu nu pot să vin să spun o istorie care nu o cunosc. Că văd că știi multe. Tu știi treburile tale. Maria mi-a spus anumite lucruri pe care eu nu am să vin să le discut și să le spun, pentru că nu pot să le probez și nu pot să le spun. Eu spun strict ceea ce eu și dețin, acest adevăr pur, care tu îl negi. De unde știi tu că e adevărul? Pentru că nu avea cum să nu fie adevărul. Nimeni nu atât deține timp adevărul. Când eu plec de la tine. Cunoști de acasă pur, și soțul și băiatul meu se miră de tine, că ai putut să spui, numai puțin să-mi termin, eu îți răspund la ceea ce așa? Tu, deci tu negi. Pe tine te doare foarte mult adevărul. Și atunci trebuie să, nu numai mie, tuturor, nu li se pare corect și băieții mei au râs de tine acasă, băieții mei și-au, le-a plăcut ce a spus vizirul, ne face de rușine ca bărbați. Este un lucru cât se poate de corect și în fața lui Dumnezeu, da? Uite de către Dumnezeu, că lucrurile ți se vor întoarce până la judecată, este judecata Domnului. Asta trebuie da, hai să avem un dialog, hai să avem un dialog și o să-l rog și pe Marcel. Te rog, Marcel. Okay. De unde știe doamna Andaghiță ce am trăit eu cu Maria? Știi lucrurile noastre de la început, cum ne-am întâlnit și ce am făcut? Nici nu vreau să le discut de la început de și până la sfârșit de la început, discut strict ceea ce știu. Deții adevărul suprem. Nu, Marcel, Dumnezeu deține adevărul suprem. Dacă tu i-ai povestea Andei și nu numai Andei și publicului, cum v-ați cunoscut voi? Crezi că ar face-o pe Anda să-și schimbe părerea despre Maria da, și implicit despre tine? Un primar m-a sunat ca să o bag în show-urile de televiziune, da? Că avea o relație cu ea de 2 ani, da? Un primar, avea da, un primar. Deci ea era amanta unui primar, exact. Care cred că era căsătorit. Era căsătorit, da. Și este da, căsătorit. Și m-a sunat ca să intre în showbiz, că își dorește foarte mult chestia asta. Știai lucrul ăsta? Vrei să spun adevărul? Da. Știai sau nu știai? Nu știu. Păi vezi? Am mințit la fel de frumos ca tine. Mi-a dat numărul de telefon, am sunat-o, Facebook și așa mai departe. Și ne-am întâlnit după o săptămână jumătate. Dar stai puțin, Marcel. Deci, pică toată faza aia, că tu erai la o nuntă la care ea a cântat, ție ți-a plăcut, te-ai dus... La un eveniment. La un eveniment, te-ai dus la ea, exact. I-ai făcut... Nu, pică. Era deci, povestea te sună... creată în jurul Mariei ca să nu dăm adevăratul subiect. Da, da, Marcel, ceea ce spui acum, și având în vedere că după ce ți-a fost plasată de către un primar da. Să o duci pe la TV și ea fiind amanta primarului, tot și pe tine... primarului. Așa, tot pe tine te pune într-o lumină ciudată, fiindcă tu ai luat-o de nevastă da. Pe femeia asta, da, despre care știai. Da, da, am păi dacă tu știai că ea e amanta primarului, cum de mi-ai luat-o de nevastă? Ea că vrea să facă o familie. Ce e rău în asta? Uite, pe cu mine mă deranjează auzindu-l că a vrut să facă o familie. Da. Asta am făcut. Nu de ce făcut, sunt ponegrit Marcel, că a vrut să facă o familie? Marcel, nu ai vrut o familie inițial. Tu întotdeauna îți urmezi scopul și ținta. Tu și acum noi ne aflăm aici, discutăm, așa. Se va mai discuta cât se va mai discuta. Tu vei fi bine ok acum da. Pentru că te aranjează lucrul ăsta până la următoarea victimă. Și pe tine te aranjează. Pe mine, hai să spun ceva, eu puteam să vin de la început. Eu sunt un pic aici. Eu sunt un pic aici în platou ca să te fac să înțelegi. Ai fost un pic la Canal D. Nu. Eu sunt acum aici în acest platou, un pic la mine acasă, ca să te fac să înțelegi cum se treabă. La Canal D mai bine la tine acasă. Nu. Haideți să depășim momentul. Sunt pe întregul sezon aici. Deci toată lumea este invitată și în momentul în care sunteți invitați noștri în această emisiune, aveți aceleași drepturi în a lua cuvântul, în a da replici și în a purta un dialog pe care eu mi-l doresc civilizat. Și pe picior de egalitate. Mi se pare că este foarte civilizat, chiar dacă eu intervin și vreau să spun ceva. Normal că atunci când vezi un om care spune că își dorește o familie, dar acum vii și ponegrește acel om. Este o femeie. Gândește că sunt mame, sunt femei, eu sunt femeie, nu pot să-ți țin partea, chiar dacă tu nu aveai datoria la mine, eu, în același mod, aveam să fiu prietenă cu tine, dacă era să fim prieteni, și să vin și să spun aici că nu este corect ceea ce faci. Nu este corect să vii cu o mașină. Mă, ea nu a făcut o crimă. Măi, n-a făcut o crimă. În judecată sau oriunde. Nu poți să vii. A făcut mașina. Uite produsul, uite chestia, uite chilotul, uite tonița, cuiu. Nu poți. Mirela, să-mi spui când poți să... Da, okay, eu vă rog să aveți voi un dialog, că sunteți oameni maturi. Nu aș vrea să fiu eu ca un fel de arbitru. Iar mie nu mi se pare că este avocat sau judecător... Vă rog, haideți să aveți un dialog. Așa ca prieteni care ați fost odată. Te rog, Marcel. Să luăm lucrurile altfel, da? Eu cu Maria, în noaptea aceea, am făcut un legământ.
să tăcem. Da? Acum două săptămâni, când s-a aflat într-un tabloid istoria asta și unde am fost acuzat că eu am dat-o, eu am, cum să spun, Marcel, am somat... Marcel, te scuză-mă că te întrerup. Te rog frumos, acceptă, rog frumos, nu, dar ochii peste cap și capul peste cap. Ascultă-mă, te rog frumos, pentru că eu vin aici, tu ai vorbit îndeajuns de mult și eu vin să-ți argumentez și să spun și să-ți explic ceea ce ai spus deja până acum. Este a nu știu cât a zic când tu te repeți și atunci eu vin să-ți răspund. Maria Constantin a fost pe 18 aprilie, 18 august la tine acasă? Da, să știi. Vineri, pe 18 august? Să știi când tu, că eu ți-am urmărit toate emisiunile. Ai fost sau n-ai fost? Stai puțin că explic, stai puțin că numai ele... Da sau nu? Îți povestesc lunea cum vreau eu, nu cum lunea după weekendul respectiv ai apărut și m-ai făcut albie de porți la Canal D? Te-am făcut albie de porți, se pare, te doare adevărul? Ați făcut un deal amândouă. Te doare adevărul? Nu mă doare adevărul. N-am făcut. Dacă tu presupui că toată lumea a făcut deal, eu vin să-ți explic, dar tu nu ai răbdare pentru că te deranjează adevărul, dai ochii peste cap, te deranjează, că eu vreau să-ți explic cum e situația. Maria, când s-a despărțit de tine, eu am știut, mi-a dat telefon. Ulterior am invitat-o pe la mine. Deja telefonic eu știam și nu numai de atunci și din urmă, știam lucruri despre tine și lucruri din casa voastră. Și ce știe nu a trebuit, mine? Nu o să ți le spun. Nu știai că a fost cu vizirul? Nu știai, nu? Nu-l băga pe vizirul, că ți-a tras și vizirul. Și cel de la mediu ți-a tras atât de frumos că m-am amuzat. Nu trebuie să le dai. Capota mașinii mele, ți-a recunoscut? Când ți-a spus, când ți-a spus omul ăla că îți dă casco și când ți-a spus omul ăla că o să vină și cu părinții, m-am amuzat teribil. Zic, măi, eu în locul tău nu... Dar stai puțin, Anda, dincolo de reacția lui Marcel, crezi că ea l-a înșelat? Eu promovez moralitatea, nu, care tu o aduci în discuție. Promovezi, tu, da, tu promovezi adulterul. Supunem că este un adulter. Așa. Ce vrei? Ce vrei tu? Cu prin televiziune așa. Să presupunem. Fi... Ce vrei tu? Să fii respectat convenția noastră. Să nu fi venit la tine, să te aducă în fața camerelor. Păi tu vedere. Crezi că pe mine mă aduce cineva? Bineînțeles. Când tu ești dator la mine, tu crezi că mă aduce nu pe mine Nu sunt dator la cineva? Tine. Câți bani am dat eu fiului tău în ziua de cununie? Câți bani am dat când era la masa rotundă? Câți bani am dat? Ai dat 1000 de euro? Ce îmi spui tu de cadou, da, care i-ai dat 1000 de euro și de la lăutari? A, și tu consideri că tu ai făcut un deal cu tine. Tu ai făcut un deal tu cu tine. Și acum nu te agita. I-am dat 1000 de euro lui tău. Nu te agita că se vede că ești împărțit și te deranjează. Toți acolo la masa trebuie să te agiți, Marcel. Oamenii de acasă trebuie era să înțeleagă datoria ce noi vorbim. Nu trebuie să te agiți. Pentru că arăți ceea ce arătat acum de euro lui Mano, sau nu? Haideți să nu vorbim toți, dar ce vorbești cu mine la să oprească acum când tu nu te oprești? Haideți să mai puțin. De ce doar când vrei să mă oprească? Anda, nu mai puțin. Marcel, tu ți-ai achitat datoria de 1000 de euro prin darul pe care l-ai dat la nunta băiatului? Că mi-a ținut la manele și aruncat la manele. Deci, Mirela, ai cuvântul meu de om și îți spun în fața lui Dumnezeu că acest om atât este de mitoman. Eu mitoman? Eu mă așteptam, că vin în platou și el va minți. Așa cum a mințit și până acum. Vorbesc eu acum, te rog frumos. Așa, și nu m-a arătat cu degetul. Mulțumesc. Fiul, nu arăt, este mimica mea. Te rog frumos, fă un pic de liniște ca să vorbești și să fim oameni. Ca oamenii de acasă de euro fiul tău sau nu? Tu nu ai dat nimic, Marcel, pentru că ție stremura și lingura când bei supa și o plăteai. Înghițeai și aerul, Marcel. Te rog frumos. Cu habar n-ai ce am făcut eu. Marcel, te agiți prea mult. Vorbești de afacerile mele, Andăghiță? Marcel, tu vorbești de afacerile mele? Pe mine nu mă interesează, pentru că ești tu un om sărac. Tu, ia. Opa. Tu ești, stai puțin că nu spui nimic cum trebuie. Pentru că tu ești sărac, nu doar că n-ai 2 lei în buzunar pentru că n-ai iubire și nu mai ai nicio persoană care să te întrebe ce faci. Crezi Marcel? Eu ce bine, o duc? Spun, o duc bine și fără Andăghiță și fără Maria Constantin, să știi. Nu, tu nu mai ai pe nimeni în preajma ta, Marcel. Ești mitoman, Marcel. Eu nu sunt mitoman. Minți că ai dat fiului meu, minți. Cum adică mint? Mă așteptam. Cum adică? Ah, te așteptai. Mă așteptam că ești mincinos. Bravo. Pentru că știam acasă. Păi normal, nu știai bani? Știam acasă că ești mitoman. Nu sunt mitoman. Eu vin să spun adevărul. Ai spus și în fermă când am fost că tu când vrei să-ți atingi un scop, calci pe cadavre și faci orice. Știam. Voi ați călcat pe cadavre. Asta ce ai postat tu pe pagina ta de Facebook cu 2 săptămâni înainte să ajungi la Canal D? Tu ai ajuns. Lume, Marcel, despărțit. Te rog frumos. Și după ce te rog frumos. Lume, Mirela. Lume, Marcel, tu azi pregătește un mare show. Și să te pescuiască presa după ca să te vadă singur și să pui anumite chestii. După ce a postat pe pagina de Facebook un mare show, Marcel, tu azi pregătește un mare show. A avut întâlnirea. Dar puțin, Anda, Marcel spune că el n-a făcut decât să dea o replică la ceea ce a apărut în ciuda convenției pe care ei doi au făcut-o. Andăghiță, acum 2 săptămâni a postat pe pagina ei de Facebook, Marcel Toader pregătește un mare show, da?
Și tu vrea în contrareplică ai spus. Au avut întâlnire. Asta știu toată lumea. Au avut întâlnire. Au avut întâlnire vineri la grătar, luni Anda Ghiță a fost la Canal D. O săptămână de la mine, dar nu credeam că ești tu. Te-ai dus, te-ai dus gratuit la Anda Ghiță? Pentru că erai prea înfocat. Te-ai dus gratuit la Canal D, Anda Ghiță? Mă rog, haideți să nu mai vorbim despre alte posturi, să vorbim acum despre poveste. Și aici? Ce căutai tu la Canal D? Marcel, la acea întâlnire de grătar, mai puțin Anda, vă rog, la acea întâlnire de grătar, spuneai tu că s-au făcut jocurile și regia. Acolo și-a construit Maria întreaga poveste. Exact. Maria să stea în spate și ea să iasă în față, cu toată lumea. Corect. Dar totuși, eu vreau să te întreb, Anda, dincolo de toate, probele pe care el le-a prezentat la televizor, da, urmele de la mașină, Mirela, toate celelalte lucruri, crezi că sunt veridice sau sunt fabricate de el? Nu sunt adevărate, pentru că așa cred eu. Și dacă ar fi adevărate, Mai, eu m-am gândit de multe ori că produsul ăsta ar putea să fie al tău de pe Torpedo. Hai, lasă-mă, Marcel. Doamne, așa, și dacă ar fi adevărat, așa continuă, te rog frumos. Și mi se pare o mare porcăială care o faci tu cu această mașină. Urme, chiloți, nu este frumos. De ce? Oamenii știu de acasă. De ce Maria Constantin a ieșit de atâtea apariții după fiecare divorț al tău? De ce Maria Constantin a pus mâna pe telefon să sune profesoara de canto? De ce după o lună jumate nu? De ce mă întrebi tu pe mine? De ce n-a sunat? Păi dacă tu știi adevărul suprem. Nu, eu știu lucrurile adevărate. Cum a fost? Păi de ce n-ai întrebat prietena ta? Știu soțului meu. Știu că atunci când am fost într-un club la un eveniment, ai trimis un mesaj unei persoane publice să-ți faci că o porcărie. Mie eu am făcut așa ceva. Păi adu persoana publică și vino aici cu persoana publică. Mai vrei încă continuitate? Dar bineînțeles, vino aici cu persoana publică. Dacă tu spui lucrurile astea, vino aici cu persoana publică. Doamna Anda Ghiță, bate scâmpit o forță teribilă. A făcut avansuri unei persoane publice? Era frumos să facă avansuri. A făcut o propunere. I-a arătat prin telefon soțului meu în momentul când i-a scris acel mesaj și uite ce i-am trimis. Doamna Anda Ghiță, aveți probe? Și spune, eu am bani să dă, de ce îl o ia pe câmpii? Am de dat bani, am de făcut. Credeai că eu eram născută ieri sau mâine ca să mă bag în afacere cu tine pe 36.000 să-mi tragi țeapă? Ai dat țeapă la mulți oameni. O să vin cu lista oamenilor cărora le datorezi bani. Doamna Anda Ghiță, sunt banii? La Nașa Mariei sunt. Și avem un dosar penal cu Nașa Mariei, știați? Nu mă interesează. Eu vreau banii mei. Pe mine nu mă interesează de toată lumea și de porcăriile tale. Pe mine nu mă interesează de toată lumea și de porcăriile tale. Pe mine mă interesează strict de mine și de familia mea. Și de-aia am și renunțat la prietenia cu tine, pentru că mi-am dat seama ce fel de om ești. Că te interesează de mine? Nu mă interesează. Nu mă interesează. Am venit să spun exact adevărul oamenilor, pentru că oamenii de acasă nu au ce căuta eu, doamnă, în piață. Poate în piață poți să te duci tu să-ți iei 2 kg de cartofi să-ți faci de mâncare, pentru că nu ai posibilitatea să mănânci la restaurant. Vă rog, vă rog. Reprezinți pe cineva aici? Păi, dar tu ești de la justiție. Da, sunt de la justiție. Reprezinți pe cineva? Ce spui tu aici? Ce mă reprezinți pe mine? Vă rog, foarte mult. Marcel. În spațiu public. Anda, vă rog. Bine, o să vezi. Uite, o să mă super rău. Haideți, fără amenințări și fără să cu trimite la... Bine, crede că pe toată lumea e așa. Veniți, vă dau judecată, vă fac, vă dreg. Păi nu mai merge așa, doamna Anda Ghiță. Nu mai merge așa. Easy. Stai cu minte. Stai cu minte că lumea este toată fericită, numai tu ești nefericit. Da? Promoveți adulterul. Să nu uităm că acum câteva luni... Du-te-mă de aici, că acum te-a frustrat ideea că ți-a plecat cleșca cu o cloșca cu o era albie de porci acum câteva luni și fica ta. Băi, tu te legi acum de familia mea, eu mi-am reglat treburile. Păi tu ești în stare de orice eu și cu copiii tăi ești în stare de orice. Eu am făcut ceva necugetat în viața mea cu copiii mei și e problema mea, nu te băga tu în familia mea. Noi suntem fericiți. De ce e problema mea? Noi suntem fericiți, tu ești nefericit de o viață. Eu? Eu am fost nefericit o perioadă și dacă tu vii acum să te legi de familia mea aici, nu discutăm decât despre chiloțăria ta, care o aduci și peste tot. Deci de familia ta nu vorbim, nu? Păi ce treabă ai tu cu familia mea dacă noi discutăm de la începutul săptămânii, tu vii și vorbești într-una și o faci de râs pe fosta ta soție și tu vii să mi-aduci discuții despre ginere, despre copil, că am venit eu și am făcut. Degeaba vrei să o dai, că tu ai lovit în Cristea, că nu mai aveți ce să spui de Maria. Acum lovești că de ginere miu, acum lovești de nu știu cine. Păi nu-i așa? Eram conștientă că tu ești rat acasă. Vă rog, vă rog, haideți să mai vorbim așa. Da, să nu mai repetăm. Tu acum, Anda, tu jignești acum, nu eu. Dar eu nu am jignit. Anda, eu nu am jignit. Tu poți să jignești. Eu nu am jignit, tu jignești. Anda, cum se comp
purta Marcel cu Maria? Pentru că tu i-ai văzut și în intimitate, și în afara camerelor de luat vedere, și în afara platoului. Da. Am în discuție, pentru că la un moment dat a zis să-mi cer eu scuze că l-am făcut tiran. Să-mi găsești tu un alt cuvânt omului care stă pe cineva, că băiatul tău, că Maria, până și pe nora mea în casă la mine. Ai stat că oamenii ăștia timp de două ore și ai cășuna și uita Maria la tine așa, ca și cum nu s-o mai opri ăsta, dar nu spunea săraca și nu îndrăzea să te oprească. Meu... Noi ne oripilam și ne uitam la tine că ăsta nu se mai oprește să-i facă observație. Dar ce îi spunea Mariei? Soției. Dar și Marie, și când îi cășuna, exact cum este repetabil aici în emisiune. Putem să avem un dialog, te rog. Băiatul meu a intrat la universitate cu 9,60. Băiatul ei plătește o universitate. Dar n-are... N-are nicio legătură cu subiectul ăla. Cum se numește un om care 4 ore după o petrecere unde eram și noi acolo, l-ai ținut în două minute, cred că de pe puțin, Max, repetai într-una numele lui. Ne săturasem și noi să te auzim. Te-ai dus pe Maria de la aeroport, e problema, nu e să ții un copil săracul care este și el tânăr, să-l țin 4 ore într-o teroare. Cum numești omul ăla decât tiran? Problema cum, terorist, e problema mea, nu e a ta. Păi da, dar noi am asistat la ea. Dar eu știu care-i problema ta. Dar cu Maria cum se purta ca așa ai făcut și norei mele.